Bună ziua, dragii mei! Astăzi mă gândeam să plecăm împreună, pentru un timp foarte scurt, în lumea minunată a copilăriei. Atunci, când cu bucurie răsfoiam fel și fel de cărți și încercam să pătrundem în istoria vremurilor trecute. Sunt convinsă că mulți ați făcut-o. Și vă spun povestea care urmează tocmai pentru a vă îndemna pe dumneavoastră ca părinți să stimulați pe cei mici să facă la fel, să citească din vieți trecute. Ce anume? Despre cine vreau să vă vorbesc? Personajul principal al acestei povestiri este un nume foarte, foarte cunoscut. Nu l-dezvălui încă acest personaj în copilărie mi-a salvat, ca să zic așa, reputația mea de fetiță cu păpușă distrusă. Ce s-a întâmplat? Eram fetiță și cum fetițele se bucură de păpuși, Moș Crăciun îmi adusese o păpușă minunată care, atunci când o aplecai așa, făcea mama, mama și pe lângă asta mai clipea, clipea tare, avea gene lungi și ochi albaștri și eram îndrăgostită de păpușa aceasta. Frățiorul meu, German, văzând păpușa, ce și-a spus? Ce mecanism are în burtă de face mama? Așa că a tăiat-o pe burtă, i-a scos mecanismul, eu, fetiță, am trecut cu vederea. Am zis, lasă că se poate și așa, mai ales că bunica mea a cusut frumos păpușa și nu se mai vedea nimic. Dar, în momentul în care fratele meu a tăiat capul păpușii ca să vadă de ce clipește, am amuțit. Îmi venea să leau la bătaie și să, uf, nu știam ce să-i fac atunci, păpușa mea dragă și iubită, de fapt, fusese singura mea păpușă care făcea mama și închidea și deschidea ochii. Am trecut cu vederea, m-am împăcat. Noi doi, întotdeauna ne-am înțeles foarte bine și nu peste mult timp am înțeles. Ce se întâmpla cu fratele meu? De ce dorința aceasta mare, mare de a afla ce este în spatele unui astfel de mecanism? Părinții mei mi-au pus în brațe o carte care la acea vreme mi-a încântat sufletul. Iar aici, în momentul în care am frunzărit-o, am văzut. Personajul principal era năzdrăvan ca frățiorul meu. Era atât de năzdrăvan încât, văzând că în pod găina stă pe ouă și le clocește, s-a gândit și eu pot să fac la fel. Așa că s-a așezat frumușel peste ouă în dorința de a le cloci el. Ce a urmat știți prea bine. O altă întâmplare povestită tot aici în carte este cum el la școală fiind toți copiii erau foarte buni. De ce? Cum? Pentru că personajul nostru i-a învățat pe toți copiii din clasă alfabetul morse. Ti 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 papac, știți foarte bine cum e. Așa că, în ziua în care a venit la școală un inspector să vadă cât de bine sunt pregătiți, copiii, fiecare trebuia să răspundă la câte o întrebare, cei care nu știau erau ajutați de ceilalți. Cum? Titi, papa, titi, titi, mergeau creioanele pe bancă. Răspunsul venea imediat. Dar inspectorul, care a lucrat în telegrafie și știa ce înseamnă alfabetul Morse, i-a spus învățătorului: Copiii dumneavoastră, într-adevăr, sunt bine pregătiți, dar ajutați de ceilalți copii datorită alfabetului Morse. Despre cine v-am povestit până acum? Poate că unii deja l-ați recunoscut. Pentru ceilalți care nu știu. El se numește Thomas Edison. S-a născut în 1847 în America, într-o familie numeroasă, el fiind al șaptelea copil. De mic a fost sprințar, agitat, dornic de a afla tot ce se întâmplă în jurul său. Lui Thomas Edison îi plăceau toate, toate, toate năzbâtiile pe care le făcea el împreună cu prietenii lui. De câte ori avea câte o întrebare, o punea celor mari din jurul lui. Iar când primea răspunsul, nu știu, el imediat întreba, de ce îi se părea anormal ca un adult să nu știe răspunde la orice întrebare. Edison a încercat să meargă la școală. De ce spun încercat? Pentru că, în scurta perioadă de copil care a încercat să facă școală, i-a fost foarte greu. Învățătorii, la un moment dat, n-au mai vrut să-l primească pentru că era agitat, nu era atent la lecții și nu învăța nimic. Așa că, mama, a trebuit să-l retragă de la școală și să-l ajute ea acasă să învețe. Până la 12 ani, tânărul Edison a citit toate cărțile din biblioteca orășelului său, toate de la prima până la ultima. A învățat istorie, ceva geografie, biologie, dar mai ales chimie. Thomas Edison are un bagaj de peste o mie de brevete. Primul brevet l-a obținut la 21 de ani, ultimul la 2 ani după ce a plecat dintre noi. V-am spus această bucățică din viața lui Edison să înțelegem noi, ca părinți, că nu întotdeauna un copil care nu este aplecat pas cu pas către studiu, nu gândește și nu poate face lucruri importante. Atunci când e prea agitat copilul nostru, când nu știe pe de rost lecțiile, să ne gândim măcar din când în când la Thomas Edison. Și poate vom avea răbdare să vedem în ființa copilului nostru un geniu care este în devenire. Despre Thomas Edison vom vorbi și altă dată, pentru că îmi doresc să vă reamintesc părinților, bunicilor și să le spun copiilor toate minunățile pe care le-a făcut în cei peste 87 de ani de viață. Un om care a știut să învețe și să vadă dincolo de puterea întâmplării. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă aștept cu drag și altă dată numai bine.